Uite, bă, pot de 2 metri sau 3 metri, dau aceea praful să lege. Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, și bine ați venit prin Birmingham. Vreau să vă spun în videoclipul de astăzi, dragi oameni buni, că eu cred că mă iubește Dumnezeu prea mult. Eu cred că Dumnezeu prea mult mă iubește, altfel nu pot să înțeleg. Tot ceea ce se întâmplă cu mine de-a lungul anilor ăștia, probabil o să trageți și voi o concluzie, dar părerea mea e că mă iubește Dumnezeu prea mult. Fiți atenți aici. Când am început eu să alerg în viața asta, dragi oameni, o să fie un vlog greu, dați și voi like dacă vreți să stați cu mine pe aceea. Până las o remorcă, sunt prin Birmingham, las una și iau alta, un drop and swap, un... Înțelegeți voi, deși are noastră, deci. Bă, eu nu știu dacă oare cardul o fi de vină sau camera, că îmi dă eroare de card din când în când, i-a dat format, tot mă îndeamnă să-i dau format, în fine. Dragi oameni buni, eu vreau să spun că de fiecare dată când Dumnezeu a vrut să facă ceva cu mine mai mult decât ce făcuse până în punctul ăla, a pus așa o nemulțumire în mine. Nu nemulțumire pentru ceea ce mi-a oferit, că tot timpul i-am mulțumit pentru ceea ce mi-a oferit. O nemulțumire, o agitație așa, o dorință de a vrea. Fiți atenți. Așa se întâmplă când începu eu drumul meu în viață, dragi oameni buni, că am avut o porire grea rău de tot. Am avut o porire grea rău de tot și mă puteam complace în situație și puteam găsi scuze, că tata nu ieșise la pensie atunci, dar urma. Scuză-mă viața mea, scuză-mă pe mine, eu sunt de vină. Nu ieșise la pensie, dar urma și stai pe pensia lui Eteaș. Nu era cea mai dreaptă cale de nicio culoare, dar vreau să spun că puteam să caut motive prin care să nu încerc mai mult, să vreau mai mult din viață. Asta vreau să vă zic cu asta. Mă, pe la vârsta de vreo 19 ani, tânja în mine o dorință de a vrea mai mult să fac cu viața mea decât ce? Am încercat, taxi pirat, erau să mă bate acolo în Creva, cine știe playlist-ul cu povestea de viață, probabil acolo vede cam pe ce am trecut în drumul meu până ajunge aici. Înțelegeți? Și încă mai e depozit. Tânja o dorință mie așa și în sufletul meu să fac, să trec, să mă duc eu, să trec eu. Dar o să mă rezum în videoclipul de astăzi, să vă spun numai etapele mele în ceea ce reprezintă Dumnezeu. Nu vreau să vă spun să vă pocăiți, că eu nu sunt pocăit. Nu vreau să vă spun că când sunteți pregătiți o să înțelegeți și voi ceea ce am înțeles eu acum, dar numai că sunteți pregătiți. Că eu vina numai pe el o dau pentru tot ceea ce se întâmplă cu mine, pentru tot ceea ce primesc. Eu cred că e sub puterea mea. Eu nu fac decât să cred că are un plan cu mine, atât. Și rest ar fi bine să mă arunc cu capul înainte, pentru că mi-a demonstrat că tu, bă, mă iubești. Nu m-a lăsat niciodată. Deci pe mine niciodată nu m-a lăsat și o să vă demonstrez câteva exemple în videoclipul de astăzi că Dumnezeu pe mine chiar mă iubește. Și nu m-a lăsat niciodată. Dragi oameni, plecai de acolo, de la mine din sat, să-mi fac un Dumnezeu în viață, să mă bate aia taximetriști pirat, picolo, picolo, dorivi mașina picolo pe la Severin, boschetar la capul Severinului, să lucrez la Aurora la pâine, mă dură și afară, vrusei să mă fac eu șofer personal, nu mă chemă nimeni, că era Mucea Călimară și oamenii aveau mașini bune și etc. Și atunci mă zbăteam că nici n-aveam chirie unde să stau prin Severin, dormeam la capul Severinului, boschetar în mașină. Aveam o pătură de cămile cu gaură în ea, mi-aduc aminte ce mă mușcau în țarii peste noapte, bă, băiatule, bă. Mă trezeam, mă, deam cu spray, înțelegi, fii atent. Ajunsei în Timișoara tot cu aceeași neliniște în mine, acea neliniște care cumva ce face ăla acolo? Băia să opri ca să ce acolo? Să iasă aia, să baie, să ia locul de parcare. A, da, bă! Bravo, mă, așa da! Așa da, 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 așa da, da. Da, acum înțeleg. Înțeleg, da, avea și dreptate, da, să oprim jocul drumului, blocă circulația. Da. Bine că nu a fost și cu tirul fata mea, că... A, trebuie să cumperi decia, da, aha, da. A, în fine, fiecare cu problemele lui în viață. Bun. O să iei în Timișoara, dragi oameni, buni, tot așa. Își bătu joc și unul și altul, fusei la aia de mătriță în cursa aia de București, cu mâncarea mea de acasă, îi dădui din mâncarea mea șoferului cu care fusei. Bulangiul ăla, când mă întorsei din cursă, mă povesti la patron de mă dădu la afară, nu dădu nici măcar 50 de lei pe 3 zile pierdute pe drum și ne dormi vai de mamă și de om. Deci, și până la urmă, eu văd partea bună. Dumnezeu mi-a dat toate astea
toată umilința care am trăit eu în toate etapele astea ca să mă înveți. Că n-am reușit după fazele astea să-mi bag joc de nimeni. N-am mai reușit niciodată să... N-am reușit să-mi bag... Am cunoscut umilința, e un stadii grele. În stadii grele. Și tocmai din cauza asta n-am umilit pe nimeni și în drumul ăsta al meu până aici, al vieții, la 30 de ani, eu pot să pun mâna pe inimă și să spun că, bă, nu mi-am bătut joc de oameni în drumul meu, am fost drept. Am fost drept și tocmai din cauza aia crești în Dumnezeu așa. Nu mă duc la biserică, dar îl găsesc pe Dumnezeu în tot ceea ce mi se întâmplă. Că altfel nu pot să-mi închipui de unde a ta putere și de unde mi se leagă toate de ani de zile. De ani de zile. Bun. Acum, dragi oameni buni, ce se întâmplă? Plecai în Germania, de ajunsei boschetar, de mă purtă la pe de să-ți spăl pe jos și prin casă pentru 300 de euro, iară umilință peste umilință. Mie nu mi-e ciudă, să nu mă înțelegeți greșit că vă povestesc că mi-e ciudă, nu mi-e ciudă. Eu apreciez fiecare etapă din viața mea și fiecare greu, și greu inclusiv cred că vine de la Dumnezeu, dragi oameni buni. Din cauza faptului că El știe că numai așa mă poate învăța ceva, pentru că dacă nu vine greu, nu țin minte. Ce-i greu, nu știu dacă e o etapă grea din viața ta, ții minte. În greutate îți spune Dumnezeu ce trebuie să spună și e în calcul. Pe când în bucurie așa și nu prea. Înțelegi? Când e greu îți arată că e lângă tine. Înțelegeți voi? Bun. Acum, dragi oameni buni, ajunsei pe străzi în Germania. Mergeam pe străzi de nebun. Eu de atunci cred voi. Eu nu recunoșteam de atunci că eu cumva credeam în Dumnezeu, nu puteam să recunosc. Mergeam pe străzi nebun, nu știam în ce parte mă îndrept, dar eu știam cumva că Dumnezeu are un plan cu mine și că o să reușesc. După toată etapa cu Germania, dormim pe bănci colo așa, o noapte, și ajungând cu 12 tiruri, eu am uinuri o grămadă, din care să cred că Dumnezeu e cu mine și nu m-a dat niciodată. Cu 12 tiruri am venit din Germania, de la München, dragi oameni. De multe ori stau în cabină și mă încur lacrimile așa cum mă gândesc. Bă, când mă gândesc așa sau și încurcă, că nu găsesc vreun motiv, nu pot să găsesc vreodată când Dumnezeu m-a lăsat sau când Dumnezeu n-a fost lângă mine. Când ne-am cerut ceva și nu mi-a oferit. Nu. Acum, de exemplu, ultima oară, 5 zile acasă, am trecut prin stresuri grele și mă întrebam așa și îl întrebam, Doamne, oare îi face bine că mă las de muncă? Trecura astea 5 zile în care disperai și căutai și tot căutai și cerui lui soluții și făcui astăzi, ieri și alalteri, în 3 zile astăzi fac jobul ăsta în 5 ore, ieri am făcut 9 ore, alaltere am făcut 14 ore și 15 minute, azi în 3 zile astea câștig mai mult decât am câștigat săptămâna trecută în 5 zile muncite și peste 12 ore muncă. Deci, de fiecare dată, Dumnezeu, a fost o problemă de a-i cere. Și când i-am cerut, mi-a găsit soluții și am dat de mai bine, din ce în ce mai bine. Înțelegeți? Cum vă zic? Înțelegeți cum vă zic, dragi oameni? Și cum s-au întâmplat treburile? În Germania, dormi pe bănci o noapte întreagă, după aia schimbai de la München până în Timișoara 12 tiruri. Mă lua fiecare nație, din nație în nație, n-am mâncat nimic cu apă minerală, toată ziua aia am beut de dimineața de la ora 4 când m-am trezit pe banca aia unde am dormit, până la 12 noapte am ajuns în Timișoara, cu vreo 12 tiruri schimbate. Mă luau toate națiile de oameni, un rus mi-a dat și un sandwich, mi se pare. Mă luau în orice direcție și le spuneam, Ungaria, Austria, Ungaria, România. Înțelegeți? Pe autostradă mi-aduc aminte că mă uitam să mănânc ce lăsau oamenii pe mese, în așa fel încât să împotolesc stomacul. Ajunsei în România, dragi oameni, deja mi s-a implementat în cap ideea că Dumnezeu e cu mine. Că nu știu câți oameni au trecut prin așa ceva și au reușit. Și cumva în sufletul meu tot timpul a fost ideea aia că Dumnezeu are un plan cu mine. Numai că până în momentul de față n-a reușit să recunosc toate astea. Dar acum stând și uitându-mă în urmă, tot parcursul ăsta al meu nu m-a lăsat niciodată. Trecut timp, trecut vreme, dragi oameni buni, mă uzei pe comunitate, de când nu pot să-mi aduc aminte exact fiecare moment pe unde m-a ajutat, dar de multe ori când duc stări de oboseală de la grele, parcă îl simt aici lângă mine. Se ridică porul pe mine așa și îmi vine să plâng, pentru că nu pot să-mi aduc aminte vreodată dacă m-a lăsat sau vreodată dacă i-am cerut ceva din tot sufletul și am vrut ceva cu adevărat, să nu mi-ofere. Și e sub puterea mea să reușesc eu de unul singur, că
Sunt un bietun până la urmă, nu și eu, nu cred. Trecut timp, trecut vreme, mă duc afară din casă, din Anglia, rupse un gard acolo, așa. A vrut să renunț la Anglia atunci când a rupt gardul, că nu mai găseam de muncă nicăieri, vreau să mă întorc înapoi în Anglia. Din Anglia, cu ajutorul online-ului, îmi găsi oameni care să-mi trimisă oameni care să mă ajute să-mi fac acte și să ajung să mă angajez trampă și după aia mai de acolo să mă ridic. Ca să vezi. Mă duai afară din casă, de colo, găsi chirie la două străzi diferență și mă duse în chiria aia. Eu nu știu dacă o fi bine pe aceea așa, unde mă duce. Găsi chirie la trei distanțe diferite, la trei străzi distanță găsi chirie, dragi oameni buni, și mă băgai în chirie și de acolo m-ai făcut vreo 10.000 plus mașină. Trecut timp, trecut vreme, iar o perioadă foarte grea, vin o dată din România, am pierdut chiria, am lăsat vreo 3.000 pe la hoteluri, nu m-a lăsat nici atunci, m-a ținut să cheltui bani ca să-mi demonstreze, să mă pedepsească și să-mi demonstreze că ca să prețuiesc și data viitoare să învăț lecția. Și am învățat lecția, niciodată nu-ți lași chiria de acum încolo, da? Mi-am învățat lecția, că dacă era ușor, probabil data viitoare lăsam chiria și etc. Acum a trecut timp, trecut vreme, încoace, de fiecare dată când a pus neliniștea asta în mine și a schimbat ceva în viața mea, mi-a demonstrat că mă ajută și că din ce în ce mai bine mie. Bun. Cu Vlăduț la spital, că atunci a fost un moment foarte greu din viața mea. Atunci mi-a demonstrat, ăla este un moment în care dacă îmi vine câte un gând mai greu și în care cred așa, este momentul la care mă raportez tot timpul să spun că Dumnezeu e cu mine. Înțelegeți? Relația mea cu Dumnezeu mă ajută foarte mult în socializarea mea cu oamenii de zi de zi, adică din cauza faptului că în cazul în care aș trata oamenii din jurul meu cum îl tratez pe Dumnezeu, la fel primesc cumva. Și ei, dacă tratezi pe oameni cu bunătate, vin cu bunătate către tine. Dintr-o realitate în care vorbești cu ei și din etc. Înțelegeți voi? Și oamenii aia care au și ei credința aia în suflet și aia, chiar dacă ei nu știu de multe ori că mulți dintre ei în Anglia nu sunt botezați, nu au aceleași rânduieli, din punct de vedere bisericești, etc. Noi avem multe datini, multe religii, etc. Nu vreau să intru în chestia asta cu religiile, că să mai fac vreo 2-3 în timp. Dar Dumnezeu rămâne același pentru toți. Dumnezeu pentru mine înseamnă bunătate, înseamnă să nu faci rău nimănui în drumul tău, etc. Acum, dragi oameni buni, când s-a născut Vlăduț, eu am mai stat toată nașterea. Și știu ce înseamnă să nască un copil, adică e o minune, un copil. Să se nască un copil, da, păi mai ales mai mulți, să fie sănătoși. E o minune de la Dumnezeu. Eu am crezut că el o să moară la naștere. Pentru că Amore n-a putut să nască de una singură. A avut travaliu vreo 24 de ore. În care intră doctorii o dată în sala unde stăteam noi și spun: nu poate să nască singură, trebuie să acționăm acum. Bă, eu sunt tare în viața mea, pot să tai și nu curge sânge, de multe ori foloseam replica asta, bă, de multe ori pot să tai la mine și nu curge sânge, atât de tare sunt, gen, știi? Bă, băiatule, pe aici n-am ce căta, bă. Pe aici n-am ce căta, dădui de sus, vă zurăți. Dădui de frunze de sus, bă, pe aici n-am ce căta să mă bată tata dacă o avea, ieri. În fine. Deci când am văzut că s-a umplut sala de doctori, am zis că gata, e grav. Bă, când am văzut că a băgat forcepsul ăla și l-a luat de cap pe copil și trăgea doctorul cu amândouă mâinile și capul lui era prins între bucățile de metal, eu am zis că îl smulge afară și că îi smulge capul și gata, îl omoară. Eu așa am crezut. Am luat-o către fereastră așa și mă gândeam cui am făcut eu rău toată viața mea și n-am putut să răspund la întrebarea asta. Când ajungi în momentul ăla al vieții în care te întrebi așa ceva, ori ești pe patul, poate să fie o situație din asta ca a mea, în care se naște un copil și aproape că simți că ți-l ia, da? Ori ești pe patul tău, adică când simți că te ia pe tine și te gândești tot la fel, cu ea am greșit ca să-mi cer iertare. Să te duci cu sufletul în păcat că ești iertat. Înțelegi? Asta este concluzia mea. Ei, eu acum, etapa asta a fost foarte
cum să vă zic eu, tapa asta trăită m-a apropiat cumva de Dumnezeu. Că m-a dus de la agonie la extaz. Adică eu am dat-o către fereastră și mă uitam pe geam și aproape când curgeau lacrimile. Nu mi-au curs atunci, că atunci eram dărâmat în primă instanță. Că am crezut că mi l-a luat. Că am crezut că s-a dus. Și după aia mi l-au luat doctorii și mi l-au pus în brațe și atunci am început să-mi curgă lacrimile. Perioada asta mă ajută foarte mult pe mine, că, cum să zic, este o etapă prin care treci, în care ești distrus și te reconstruiești, adică cumva ți s-a luat tot pentru un minut mi s-a luat tot mie atunci, eu nu mai aveam nimic pe pământul ăsta. De acolo probabil și după am început să trăiesc frica de a muri copilul. Sunt mame care trăiesc frica de a le muri copilul, gen, știi? E, după eu, după ce mi-a făcut amorofază, am început să mă confrunt cu sentimentul de frică de a muri copilul. Și a trebuit ca să mă îndepășesc această frică, cum? Raportându-mă la naștere și raportându-mă la naștere, deodată mă raportez la faptul că Dumnezeu a fost acolo, în așa fel încât copilul meu să fie bine. Că eu când am văzut cum a băgat, se puteau întâmpla 11.000 de chestii, dragi oameni. Să bași furca aia, să iei copilul de cap și să tragi de el. Mulți copii au suferit după asta, n-au mai fost buni. Pentru că i-a strâns prea tare, i-au afectat capul, etc. Poți să afecteze un nerv acolo. Deci nu e chiar așa ușor. Ei spun doctorii că e în siguranță, dar se pot întâmpla accidente. E o minune, dragi oameni. Un copil să vină toți pe lume, e o minune. Acum, de atunci, de la spital, atunci am renăscut. Când s-a născut fiul meu, m-am născut și o parte din el. Plus că eu cred că genetica mea e în el, pentru că nu, cum să vă zic eu, dacă dau eu o bășină și dă el o bășină, nu îți dai seama care a cui e. Deci a rămas așa cu capul. Deci dacă dau eu o bășină și dă el o bășină, nu ne dăm seama a cui e. Și mâncăm total chestii diferite. Că să zicem, bă, hai că tu mănânci ceva, copilul mănâncă altceva. Mâncăm chestii cu totul și cu totul diferite, dragi oameni buni. Bă, eu am avoitol din cauza aia, mi-am dus pe aici. Deci eu am pe GPS avoitol. Că dacă intram pe tol, ajungeam mai repede, dar eu am avoitol. Și probabil firma unde să ajung eu e lângă tol, lângă M6 tol. Și din cauza aia mă buzi pe aceea prin orașa ta. Înțelegeți voi? Acum, trecând peste asta așa, și încoace, mai încoace în colecție și încă o chestie din care cred că Dumnezeu e cu mine, mai alalte. De mult era sădită în mine o nemulțumire și faptul că bat pasul pe loc. Eu de-a lungul anilor n-am reușit să bat pasul pe loc prea mult, din cauza faptului că parcă mă omoară conștiința. Și acum mă uit în spate și mă întreb dacă puteam să fac mai mult cu viața mea. Și ce crezi? Că mă gândesc că puteam să fac mai mult decât am făcut până acum. Da? Problema la mine e să fac, nu să nu fac. Dacă nu fac, mă omor singur. Dacă fac, sunt pe drumul cel bun. Cât pot, gen, știi? Acum, ce am greșit de-a lungul anilor este că mi-am dat dopamină. Ce înseamnă dopamină? Dopamină înseamnă bere când vrei tu, mâncare când vrei tu. Înțelegi? Dacă îți dai o bere când vrei tu, dacă îți faci de poftire, așa, la un moment dat nu mai ești flământ și nu mai vrei mai mult, că ai tot ce trebuie. Am schimbat strategia și am început în momentul de față să mănânc o dată, azi mănânc și mâine, poi mâine nu mănânc. 30 de ore, 24 de ore cât țin fără ca să mănânc, mă ajută chestiile astea. Îmi pune trupul în armonie cu mintea. Plus că se poate interpreta ca și un post, ca și un semn de respect pentru Dumnezeu. Bun. Acum, dragi oameni buni, în ultima perioadă așa aveam o agitație în mine că mi se părea că nu alerg pe drumul cel bun. Cumva Dumnezeu îmi umblă la minte și mi-arată chestii și mi-arată că nu sunt pe drumul cel bun și eu trebuie să caut soluții. Și ultima perioadă a fost grea, ce să mă zic eu. Eu n-am fost învățat să stau așa 4-5 zile să nu vreau să muncesc. Și n-am vrut să muncesc, pur și simplu. Și dragi oameni buni, ce crezi? N-am muncit zilele astea. Și am prins vineri, sâmbătă și duminică. Azi fiind duminică. Azi duminică fac cursa, schimb o remorcă și mă întorc înapoi. La maxim 11 sunt acasă. 5 ore, 8 ore plătite cu 20 de lei pe oră. Astea 3 zile am făcut bani cât făceam în 5 zile pentru aia. Ca să vedeți și voi. Cum să pot să nu cred eu în Dumnezeu dacă tot timpul cât i-am cerut,
Tot timpul am fost și drept cu oameni din jurul meu, n-am încercat să mănânc pe tine în viața mea. Băi, eu am fost omul genul de om, mai bine mă biciu eu decât să încerc să te fentez pe tine sau să te arp pe tine sau să te nu știu ce să zici. Sau să... știi? Și nu pot, gândindu-mă așa în spate, nu pot să-mi răspund mie la întrebarea când m-a lăsat Dumnezeu. Deci tot ceea ce lumea mi-a oferit, tot acum ultima oară, 5 zile fără muncă, îmi arată și îmi demonstră că în 3 zile fac banii care făceam pentru ea dând cu biciul mine în 5 zile și peste 12 ore de muncă. Ieri am muncit 9 ore, azi muncesc 5. Și vineri am băgat 14. Înțelegeți? Deci, gândiți-vă și voi așa cam cum stau lucrurile. Important e că am cerut și... Deci eu nu mă pot raporta la... Eu nu pot de unul singur să reușesc la toate chestii, eu. Plus că am ajuns în punctul în care vorbesc cu oamenii la birou și din cauza faptului că vorbesc cu ei frumos și că îi tratez frumos și că le spun că n-am muncit de... că sunt mulțumitor și că sunt așa, sunt... Se roagă de mine să-mi dea curse. Uite, de exemplu, se rugară de mine să mai dea o cursă mâine, acum. Și jobul numai de asta de 5 ore și iei banii pe 8 ore. Păi cum facem, dragi oameni buni? Eu sunt de vină pentru tot ceea ce primesc? Pune eu că sunt prea mic pentru toate astea, dragi oameni buni. Eu sunt prea mic. Eu sunt prea mic pentru... Bă, eu pe aici nu ajuns. Eu nu știu, mă, dacă ajuns pe aici unde trebuie. Bată, tata, dacă... Printre casele oameni vin Birmingham, ce-i căuta eu? Deci de multe ori când mă gândesc la toată istoria mea așa și ce-am trăit eu, și mă ajută foarte mult, din ce cauză? Pentru că dacă cumva se întâmplă să n-am încredere în mine, în vreo zi că sunt obosit, că nu știu ce, încerc să-mi dau seama dacă Dumnezeu e cu mine și nu pot să-mi aduc aminte vreodată când n-a fost. Sau când i-am cerut ajutorul și nu mi-a oferit. Înțelegi? Ultima, și atunci cu nașterea cu fiul meu, că uitai să vă zic, cu nașterea cu fiul meu nu mai năștea amore, fii atent, fază care m-a șocat rău. Nu mai năștea amore. Eu nu mă rog de obicei. Nu mă rog de obicei, dar țin pe Dumnezeu în sufletul meu. Nu accept să bag răutate, invidie, ură în sufletul meu, că știu că acolo trebuie să stea Dumnezeu. Și Dumnezeu nu stă în locuri murdare. Și de asta nu accept să fac mizerie în sufletul meu, pentru că acolo trebuie să fie curat, că acolo stă Dumnezeu, înțelegeți voi? Și m-am pus și m-am rugat cu ea. Ea se roagă, citește din Biblie. M-am pus și m-am rugat cu ea. Vă spun cu mâna pe inimă, eu n-am trăit așa ceva de când mama m-a făcut. Băi, păi ăla-i pod acolo să mă bată tata. De cât e podul ăla, o-i trece, mă? Oh, trebuie și eu pe sub podul ăla să mă bată, mă. Să nu mă bagă, mă, sub pod. 90 e podul, mă. Ia, mă, să vedem. Înălțime 90, eu nu pot să trec încolo, mă. O fi să faci stânga încătre încolo, încătre încoa. Păi unde mă duc, mă? În ce parte intru până la urmă? Eu că nu mai știu. Mă duc încolo și mă urc pe bordură dacă e. Trebuie să fie o intrare într-o firmă pe aici, pe undeva. Deci m-a rugat, dragi oameni buni, atunci că vă apucai să vă zic. Și s-a rupt lui Amore apa în 5 minute că m-a rugat. Eu n-am trăit așa ceva să mă bată tata dacă am putut să trăiesc. Mă, podul ăsta în arăcadă, ce e aici, mă, mă, cu el? A, aici, mă, în stânga, colea, lângă pod, cred că sub podul ne fac stânga, da, aici. Deci s-a rupt lui Amore apa, ne-am ridicat după genunchi amândoi și nu i-am cerut. Pă, aici să parcă ăsta, mă. Bă, să parcă ăsta aici, mă, ăsta-i parcat aici, mă. Deci am cerut Dumnezeu numai atâta. Ia uite, bă, pod de 2 metri sau de 3 metri, dau aceea praful să lege. I s-a rupt lui Amore apa, dragi oameni buni. În 5 minute de când am rugat, eu ceva n-am trăit de când m-am avut. E uite, bă, că și cu remorcă de asta mică, dragi oameni buni, că e de 13-6, nici 14, dai în pod de 2 metri să mă bată, mamă.
M-o fi mă vreunul în spatele meu, că nu pot să-mi dau seama. Cred că singura chestie pe care aș putea să o fac e să trag o leacă în auto ăla în spatele meu. Hai, la măi! Hai că am mai dat în din ăștia! Hai, mă, mucea! Hai că dau un pot să mă bată tata, ci... Ce ai, ești nerod și tu? Da, dragi oameni buni, să se rupă apa. Să-i se rupă apa lui Amore în 5 minute când ne-a rugat amândoi. Și eu nu i-am cerut să vă gândesc că i-a cerut. I-am zis, Doamne, iată i-am spus, Doamne, ai grijă de ei să se nască. Să se nască cum trebuie, Vlăduț, să nu... Că ultima oară aranjam pătuțul și e greu, man, e greu să aranjezi pătuțul și să te întorci înapoi acasă fără copilul tău. E greu rău de tot, vă spun. Și eu am putut să fac de-a lungul timpului. Gândiți-vă că eu am avut așa și o zi. O cumva o... Am putut să am asistat. Go on. De-a lungul anilor am văzut oameni care nu s-au ridicat bine și au început să-și mănânce frații. Adică să le ia drept de șmecher, să le ia... Mă gândesc că și eu puteam de-a lungul anilor să-mi bag joc de lume. Și ce zic? Hai! Dar n-am refuzat. Haide, mă! Haide, mă! Hai, mă, cu tupeu în tine, mă, hai! Hai! Am refuzat să-mi bat joc de oameni în drumul meu, dragi oameni, pentru că de ce? Pentru că eu n-am vrut niciodată să strig relația cu Dumnezeu. Atâta timp cât mi se pare mie că e nedrept și că nu e, nu știu... Că nu e... Și nu mă duc la biserică, n-am luat paș, n-am de ăștia. Dar continui să fiu bun. Continui să fiu un om bun. Continui să fiu un om bun care mă ajută. O conștiință curată înseamnă un om puternic. Eu am o conștiință curată. Am luptat ani de zile la rând cu mine să-mi păstrez conștiința curată. Hai, bine că stați și voi o țără să mă bag și un coa să mă întorc, că nu mă înfig în podul ăla acolo. Nu mă înfig în capul podului. Bă, azi e și Bank Holiday. Vine așa și mă ia cu macaralele pe cei de mă-ndoaie. Deci eu trebuia să fac stânga cu alea. Avem contract cu vreo firmă pe cei așa, din cauza aia trebuie strasă remorca. Aici în jos trebuie să iau. Aici în jos cred că trebuie să iau. Da, mă, dau de aici. Ce ai? Aici cu tovarășul meu, uite, nu sunt singurul. Deci eu nu pot să-mi dau seama, dragi oameni, că nu m-a lăsat niciodată, deci niciodată nu m-a lăsat. Ce să pot să vă spun? Deci de acolo, dragi oameni, am încredere în mine. Și putere, că eu nu am, nu cred că e sub. E sub mine. Acum eu cu vlogul ăsta n-am vrut să vă spun că sunteți pe drumuri greșite sau chestii de genul. Eu pe Dumnezeu l-am cunoscut în ani de zile. Și nu cred că... Nu cred că dacă vine cineva și spune despre el, îl accepti așa. De obicei îl cunoști în suferință pe Dumnezeu. Că atunci vorbește cu tine. În rest, dacă nu suferi, s-ar putea să ajungi inclusiv să crezi că puterea e în mâna ta. Înțelegi tu? Bă, ce e aici, bă, băiatule, bă? Bă, numai bări peste bări peste... Păi eu ajung pe aici să mă ies de aici din capcana. Ce e aici, mă, capcana, să mă bată tata?
capcană, ce e, mă, slalom cu remorș și binăuntru, bine. Băi, sunteți nebun la curvă, nebunilor. Și că aici, dreapta asta, coleu asta, fac și un ofi special, să las remorca asta, să iau alta. Cred că aici, în stânga, trebuie să parchez remorca asta. Și trebuie să vedem unde e un ofi, să vorbesc cu ăștia, să vedem ce remorca iau înapoi. Că probabil o fi tot pe aici, hai. Ăștia să le aparcate? O fi, da. Sigur, ăștia să le aparcate, pentru că nu merg frigurile, la aia merge frigul. Alt spațiu de parcare la SB-urile. Alt spațiu de parcare nu găsesc. No parking, no parking, no parking. Deci mă pun acolo și mă duc la birou. Și biroul se fie pe undeva prin partea aia, acolo. Da? Că altceva n-am unde să parking. Mă bag pe aici la mișto, așa mă trag în față și mă parchez. No parking pe aceea. Intru acolo la birou și văd după aia. Ba coleacă, poate vor remorca în rampă și dacă mă bag acolo, mă ceartă. Și așa mă ceartă, dar măcar am o atitudine umilă ca să nu mă omoare, să mă bată, să-mi dea un ochi. Am să-i noroc cumva că trebuia să mă culc aici, se gătere mi repede, 20070. 20070 aici, mă. Cumva. 20070. Bă, exact la fix, mă, lipit, nici nu mă. 20070. 200. Mă, pe aici văd că nu e. Hai. Nu e, nu. O fi ora aia, ora Columbei. Sunt. Deci fii atent cum au făcut ăștia beiurile ăștia. Bată tata dacă nu zici că... Zici că ai lovit, gata, uite. Uite și tu. Bă, băiatule, ia uite ce e aici. Ță, ne mâncă. Bă, le-am măsurat la fix, mă. Le-am măsurat la fix, mă, să mă bată mama. La fix. La fix l-am măsurat, bă, băiatule, bă. Da, bă, da, bă, da, bă, da. Da, bă, da, așa stă treaba, dragi oameni buni. Fii atent să vă spun o poveste. Deci, era să mă piși pe mine, mai înainte. Și careva să zică, bă, cine povestești, mă, deșteau de te, poate de ploaia. Fii atent. Vine șantorul, mă, să-i scau pe acolo. Vine șantorul cu o mână pe fereastră, așa, un pic arogan, zice, tu ești parcat acolo, zic, da. Aveam două șanse. Una, să mă cer cu el, să-i spun că, bă, numai 5 minute, nu pun, nu știu ce. Doi, să-mi cer iertare, zic, iartă-mă de data asta, data viitoare nu mai parchez acolo. Știi? Dacă mă certam cu el, până la urma ori mă punea să mă duc să mut remorca, dacă o sura firmă, făcea complain de tică, tică, știi? Și trebuia să o mut. Dacă îi activa eu strategia defensivă, dragi oameni. Ce înseamnă? Bă, man, iartă-mă data asta, că nu știu, ui, data viitoare nu mai fac. Acum aici existau două oportunități. Eu nu eram agresiv cu el. Dacă el tot era răuț cu mine și mă împingea, își făcea și rău singur. Că până la urmă, rău pe care îl faci oamenilor te afectează și pe tine în subconștient. Că dacă urmăream stadiul în care mă întrebam eu, Doamne, cui am greșit eu în viața asta, știi? Tu, cumva, când faci o răutăți din ăștia, micuțe, mai mari, când încep cu mai mici, știi, ca să nu. Și după aia mai mari. Mintea ta subconștientă stă și vechează. Și cumva tu știi că ești pe drumul cel rău. Și te... și îți rănești conștiința. La un moment dat o să crezi tu despre tine că ești un om rău. Și dacă ajungi în situație cum am ajuns eu la nașterea lui Vlăduț, o să zici, bă, cumva merit. Că uite, sunt nenorocit în fiecare zi. Adică om, când am fost bun om, când am fost om bun ultima oară. Că rău știu cum e să fii, nu? Și așa cred eu că funcționează chestiile în viață, dragi oameni. E tras o de mână, numărul de matriculare luat. Hai să mă leg de aia. Dacă nu era gata, trebuia să stau până la 1 la noapte aici. Așa mă duc, o iau. Unde e, mă, 200? 0070.
Ora aia e ori în rampă. Ra. Are logică ceea ce zic eu? Eu zic că da. Are perfectul. Ai văzut cum te simți când faci bine cuiva, că te simți tu bine? Așa e și când îi faci rău. Când faci rău cuiva pe undeva, tu nu te simți mândru de faptele tale, știi? Dar poți să nu, poți să nu îți dai seama și alta e altă poveste. Unde e asta, mă, 20070? E pe aici, mă? Nu e aici. Bă, asta nu e aici, uite. Păi dacă pierd timpul pe acela nasol, s-ar putea să nu mai am timp să mai ajung în garaj. Înțelegi? Nu trebuie să pierd timpul la nasol pe aici. Vă ajut să pișe și el, mă? Da, da, cred că. Sunt acolo în parcare unele, cred că acolo e, nu e rampă. Auzi tu cu ce fain trage, auzi? Auzi, mă, auzi? Bă, are alii, mă. Are ceva alii, Scania, în timpul a avut ceva alii. Hai mă că pe aici să fie. Asta o luai? Acum dăm cui, da. Nu-i asta. Nu-i asta. 207, 207, deci asta e. Trebuie să mă învăț să fac cuplările astea în două bucăți, că eu mai dau un cui și după aia mi-e greu să mă bag, că n-am loc. Hop. Hop. Aaa, calculez eu, fac eu, dragi oameni buni. Nu puteți să las camionul cum se la baie, să las-o pe... Să las eu pe pat, să las pe lea să vezi. Acum stau după pauză, cam 160 de km, mi-a făcut pe aurile apicolo așa și iară. Este o poziție foarte grea de acoplare morca aici, din cauza faptului că aici pot să moară oameni. Deci aici pot să moară oameni la acoplare din astea. De asta foarte multe firme nu acceptă ca la ei în site să faci cuplare din două bucăți. Adică, a intrat sub remorcă și n-a lovit cuiul. Toate, multe firme nu acceptă să faci cuplarea asta din cauza că să lovești cuiul ca să nu se întâmplă accidente. Cum e aici în pantă și cum spațiul dintre remorcă și capul tractorului este foarte mic, când te bași să bași cablurile, tu ne lovi în cuiul. Dacă ai uitat să verifici frâna de mână, și eu chiar simți senzația de frică fiind acolo între capul tractorului și semiremorcă. Dacă n-ai verificat frâna de mână, și frâna de mână sunt remorci care nu sunt noi și la alea, la alea mai vechi nu sare frâna de mână singură, la astea noi sare frâna de mână singură, știi? Dacă nu verifici frâna de mână și dai aer la remorcă, s-ar putea să ia aer și să vină către tine. Să te prindă frigul să te zdrobească între cabină și capul tractor. Așa că aveți grijă în caz că faceți din astea. Eu n-am decât să mai stau aceea, să mai iau vreo 15 minute de temniță. După care o să iau încolo așa. Lejer, e lejer rău de tot, e lejer rău de tot, dragi oameni. Ce vreau să vă spun că în concluzie, mi-a ajutat Dumnezeu. De fiecare dată mi-a deschis, de fiecare dată când am vrut mai mult, parcă am câștigat mai mult. La fiecare schimbare am avut de câștigat, nu de pierdut. Hai. Ca să v-a plăcut povestea de azi, dați un like puternic, un follow pe Instagram, pagina de Facebook Adrian Cox. Aveți link în descriere pentru Instagram, tot pe Instagram puteți să-mi scrieți și acolo vă răspund. Stimă-vă!